Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim puțin despre parfumurile pe care le am eu, atât desfăcute, cât și cele pe stoc. O să vi le arăt și pe alea. Și începem aici. Așa. Și începem aici. Primul parfum pe care l-am este de la Avon, Eve Alluring. Mie îmi place foarte mult, deși l-am deschis de puțin timp, l-am folosit de vreo 2 zile, dar îmi place, este mirosul pe care eu îl port. Așa mai dulce. Mie îmi plac mult parfumurile dulci. Mai am unul de la Avon Tressel, mai am puțin în el, îmi place și acesta, este ok, ca și miros. O să vi le arăt așa în mare, pentru că nu știu să vă zic notele sau așa mai departe. Mai am unul aici, de la Oriflame, o să vedeți că am doar Avon și Oriflame. Woman Collection, Mystery Out, nu știu, nu știu să vă zic altceva despre el. Mirosul îmi place, este ok. Prima oară când l-am cumpărat și l-am folosit puțin, nu mi-a plăcut, însă acum îmi place. Nu știu, eu așa mi-s mai schimbătoare, să zic așa. Apoi aici jos mai am câteva parfumuri. Bine, aici am un Deo Rolon de la Miss Giordani. O cremă de corp de la Avon. Aici am parfumul meu favorit, preferat, îl iubesc foarte mult, acesta de la Tomorrow. Today, Tomorrow, Always. Mirosul este perfect. Mi îmi place foarte, foarte mult. Aici în spate mai am un parfum tot de la Avon, Faraway Rebel. Când l-am cumpărat, mi-a plăcut maxim, maxim. Apoi nu mi-a mai plăcut, acum îmi place iar. Dar mirosul este ok. Am mai deschis de curând un parfum, Wish of Love. Așa arată sticluța. Însă nu știu să vă spun prea multe despre el pentru că nu l-am purtat o zi întreagă. Mi-am dat doar într-o seară așa înainte de duș să văd ce miros are. Acolo în spate mai am o cremă de mâini. Și aici mai am încă un parfum. Viva la Vita de la Avon. Și în acesta mai am puțin, puțin. Așa. Cam acestea sunt parfumurile pe care eu le-am începute. Însă am să vă duc să vi le arăt și pe cele pe care nu le-am începute și le am pe stoc, să zic așa. Și să vedem ce avem și pe acolo. Așa, am revenit aici în cutie pentru că astea sunt parfumurile pe care le am pe stoc. Și am așa, Eve Elegance, tot de la Avon. Nu știu să vă spun prea multe pentru că eu l-am mirosat în catalog și mi-a plăcut mult. Așa. Apoi, acest parfum tot de la Avon, Eve True, a fost foarte lăudat de mai multe colegi de ale mele și mi l-am luat și eu, însă mie nu-mi place. Are un miros așa mai fresh, dar mie nu-mi place. Așa, ce mai am aici? Mai am un Lily Soft Mask, tot de la Avon. Mai am un Imari Fantasy, de la Avon, un spray de corp de la Encanto, un mini parfumel din acesta perle rare. Prietenul meu mai are aici un parfum Quantum, dacă tot e aici o să vi-l arăt și pe ăsta. Mai un parfum tot pentru el, Black Suede Letter sau ceva așa. Și mai am aici încă un parfumel Aqua Vibe Dance Forever, care abia aștept să-l desfac, să-l miros, pentru că are vanilie și eu mi-s moarte după vanilie. Și cam atâta. Atâtea parfumuri am eu. Vă mulțumesc pentru vizualizare și dacă e să-mi recomandați și mie un parfum dulce. Mie îmi plac foarte mult parfumurile dulci, însă n-am găsit până acum unul să mă dea pe spate, să zic așa, doar cel de la Avon Tomorrow. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Și ne vedem, dar vă promit că ne vedem data viitoare.